Organizarea unor asemenea manifestări științifice este obligatorie, deosebit de importantă pentru toți care practicăm medicina, pentru că este una din puține resurse pe care le avem ca să vedem cum desfășoară activitatea medicală colegi din alte țări, alte continente și alte percepții și să schimbăm impresii și să vedem stadiul acolo unde ne aflăm noi cu medicina. Ați văzut oameni extrem de valoroși care au participat la asemenea conferințe, oameni care reprezintă actualmente vârful obstetricii și ginecologiei pe plan mondial, care ne onorează și în același timp ne obligă să avansăm și noi și să ținem tot timpul pasul cu ceea ce este mai nou în medicină. Organizarea asemenea conferințe și faptul că ne onorează cu prezența, cred că constituie cea mai bună dovadă a faptului că medicina românească este pe un trend ascendent, iar noi medicii vom face tot posibilul pentru a efectua o activitate cât mai bună în beneficiul pacienților care vi se adresează. S-au discutat enorm de multe aspecte legate de reproducerea umană asistată, legate de operație cezariană, legate de foarte multe domenii. Un domeniu special care a fost discutat a fost legat de oncologie, pentru că, din păcate, România se află încă pe un loc fruntaș în acest gen de afecțiune. Au fost păreri pro și contra, au fost dezbateri efectiv care au mers mult, mult, mult peste limita admisă de timp, dar toate acestea în beneficiul informării noastre și a transmit acestor informații. De asemenea, un alt mare avantajul acestor evenimente, acestor manifestări științifice este faptul că participă foarte mulți tineri. Astăzi au fost prezenți inclusiv studenți la manifestare, numeroși medici rezidenți din județul Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, ceea ce din punctul meu de vedere reprezintă un fapt că viitorul în România prin prezența acestora este cât de cât asigurat. Din păcate, sunt foarte multe probleme și rezolvarea lor stă doar în mâinile noastre și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că foarte multe dintre informațiile trebuie să ajungă în rândul populației, ceea ce pentru noi este aproape imposibil de făcut. Vă dau un singur exemplu. Am discutat astăzi despre programul de screening în cancerul de colon uterin, unde, din păcate, după câțiva ani de la introducerea lui, rata raportată de introducere în rândul populației, de monitorizare a populației, se ridică la 12%, ținând cont de sumele uriașe pe care Guvernul României și Ministerul Sănătății le alocă pentru acest program de screening. Este inadmisibil ca după aproape 5 ani de zile să raportăm o asemenea cifră a numărului de femei care au fost supuse și au trecut prin testul de screening. Discutam despre oncologie, despre prevenție, despre ceea ce trebuie să facă România pentru ca nu mai ajunge să fim pe loc fruntaș în diagnosticarea multor localizări ale cancerului în stadii avansate. Discutăm despre asemenea despre o rată uriașă a avorturilor în România. După 27 de ani de la Revoluție de Democrație, nu cred că este normal ca să ne mântrim că suntem pe primul loc ca număr de avorturi raportate. Dacă ne mai punem și pe cele neraportate, cred că nu vom fi ajunși în următorii ani de zile niciodată. Trebuie să ne punem foarte multe probleme și să vedem ce avem de rezolvat în continuare, dacă într-adevăr vrem să avem o țară sănătoasă, un popor sănătos, pentru că, din punctul meu de vedere, educația și sănătatea sunt două domenii vitale pentru orice națiune de pe planetă. Soluțiile depind de noi. Noi trebuie să le găsim, dar în același timp trebuie să fie inoculate populația și populația să înțeleagă că eforturile noastre nu sunt în zadar, sunt doar în beneficiul tratării pacienților. Faptul că noi recomandăm să se utilizeze metode contraceptive, faptul că recomandăm ca acestea să fie promovate la vârste din ce în ce mai tinere, faptul că recomandăm ca anumite informații să fie acordate încă din școală, de către familie, de către oricine care ia legătura cu persoanele respective, cred că poate să contribuie la cel puțin scăderea procentului anumite afecțiuni. Cât ar trebui implementată și în școli o educație? Sigur, obligatoriu ar trebui implementată în școli educația sexuală, pentru că, din păcate, foarte mulți copii nu au de unde să afle aceste lucruri decât din mediul școlar. Și din punctul meu de vedere, răspunsul la întrebare este da, obligatoriu, pentru că, din păcate, chiar discutam cu domnul profesor Suciu și am fost la o altă emisiune, sunt din 180.000 de nașteri, 11.000 de nașteri au fost la femei tinere, domnișoare, sub 18 ani, deci la minore. Este inadmisibil să avem 11.000 de nașteri la minore. Ieri, vizitând spitalul din Hunedoara, am intrat într-unul din saloane, erau fetiță de 14 ani internată cu avort incomplet. Sincer să vă spun, nu ne face deloc cinste. Noi știm ce trebuie făcut, dar din păcate nu întotdeauna depinde de noi. Educația trebuie să fie făcută din familie și din școală.